Știu că ar trebui să fiu imparțial aici la matinal, dar nu pot să mă abțin. Am și eu voie să am preferat și știri preferate și urmează știrea mea preferată de astăzi, un tânăr cere despăgubire uriașe din partea Facultății de Geografie din Cluj pentru motivul că ar, ar avea prea mult de învățat și nu-i mai rămâne timp pentru dezvoltarea lui personal. Conducerea Facultății de Geografie din Cluj a fost dată în judecată chiar de către unul dintre studenți. Se pare că programa școlară este mult prea încărcată și îi afectează viața personală a studentului. Tânărul cere despăgubiri uriașe. 15 milioane de euro vrea să-i plătească universitatea, din care 8 milioane daune morale și restul de 7 milioane daune materiale. Studentul le-a spus judecătorilor că nu poate acumula cele 30 de credite pentru a promova anul universitar doar din disciplinele obligatorii, motiv pentru care este nevoit să învețe în plus și la materiile opționale. Astfel tânărul se plânge că trebuie să studieze mai mult de 25 de ore pe săptămână, lucru care îi ia din timpul pe care ar fi vrut să-l folosească pentru dezvoltare personală. Mai mult, studentul cere o redistribuire a punctajelor, astfel încât minimul de credite să poată fi cumulat din materiile obligatorii. Dosarul a ajuns acum la Tribunalul Comercial Cluj, după ce prima instanță și-a declinat competența. Conferențiarul Ciprian Mihali de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și-a exprimat opinia despre acest caz. Profesorul spune că suntem nevoiți astfel să constatăm, după câteva sute de ani de viață academică, educație și idealuri ale cunoașterii, proiectul iluminist eșuează, iar învățătura se decuplează de dezvoltarea personală. Învățarea a devenit o sursă de stres, o traumă, împiedicând astfel tinerele vălăstare ale patriei să rămână zen, să se elibereze de stres prin alte activități decât cele universitare, a scris cadrul universitar pe pagina personală de Facebook. Urmărim cu interes acest caz. Pe de altă parte, să știți că trei sferturi dintre salariații români vor condiționa angajarea la următorul loc de muncă de posibilitatea de a munci de acasă. Așa arată datele unui studiu realizat de o companie care a sondat opiniile a 542 de angajați români din diverse sectoare de activitate. Pandemia a schimbat preferințele românilor în materie de muncă. Odată cu telemunca, tot mai mulți oameni s-au obișnuit să stea acasă și pe viitor vor ca angajatorii să le ofere posibilitatea de a alege între munca de la birou sau cea de acasă. Cei care s-au acomodat foarte bine muncii de acasă au ca opțiune în continuare de a continua acest lucru. iar acolo unde companiile deja poate au anunțat acești angajați că de la 1 septembrie, de la 1 ianuarie 2022 vor trebui să revină la birou, cei care își doresc neapărat să continue munca de acasă explorează practic alte opțiuni, alte opțiuni din piață și da, ați, menționat foarte bine, este un trend, este o tendință la nivel global. La polul opus sunt și persoanele pentru care desprinderea de birou și de colegii reprezintă un chin. În plus, specialiștii atrag atenția că tot mai mulți români sunt afectați de sindromul burnout care a fost amplificat în pandemie. Este acest stres profesional când, practic, tu nu mai ai, ai resurse nici emoționale. Are trei laturi, cumva. E partea asta de latura asta stress, expunere la stres prelungit. Are partea de epuizare emoțională, care este, practic, aplatizarea emoțională, incapacitatea de a mai reacționa la lucrurile pe care le făceai înainte. Dezechilibrul între planul muncii și cel al vieții personale se detașează ca principal PAL RISC al lucrului de acasă. 24% dintre respondenți au subliniat această situație. Întâlnire spectaculoasă dintre o balenă și un surfer în Argentina. Mamiferul curios a fost filmat în timp ce încerca să interacționeze cu o femeie aflată pe un pedalboard. Imaginile uimitoare au fost surprinse de o dronă. După ce și-a curiozitatea, balena sudică s-a îndepărtat în largul coastei. Imaginile au atras mii de vizualizări pe internet. Mergem mai departe și încheiem emisiunea vorbind despre imunitate în contextul revenirii în colectivitate și facem acest lucru cu draga noastră doamnă doctor Daciana Toma, medic de familie și secretar în cadrul societății medicilor de familie București. Bună dimineața, bine ați revenit. Bună dimineața. Vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați venit la Matinal. Abia așteptam discuția cu dumneavoastră și cred că și părinții sunt curioși să afle opinia unui specialist când vine vorba despre imunitate și colectivitate. Trebuie să fim sinceri și să demitizăm termenul de imunitate sau ceea ce folosim noi la ceea ce ne gândim atunci când vorbim despre imunitate. Sigur că este foarte bine să avem o imunitate bună, dar trebuie să facem diferență între interesul comercial al multor firme care bat monedă pe imunitate și pe ceea ce este de fapt imunitate. Ce vreau să spun cu asta? Imunitatea unui copil nu? că până la urmă asta ne interesează acum, ăsta e contextul despre care vorbim. O menținem în echilibru și putem păstra, putem avea o imunitate bună la un copil, atâta timp cât respectăm regulile de bază ale unui stil de viață sănătos. Ce înseamnă asta? Înseamnă o alimentație corectă, echilibrată și insist pe termenul de echilibrată, înseamnă somn, înseamnă activitate fizică, da? Dacă vorbim deja de copii mai mari, de adolescenți și Repet, aici mă refer, vorbim astăzi de uh, copii de adolescenți. Dacă mă refer la uh, adolescenți, trebuie să fim atenți uh, cu fumatul, cu consumul uh, de alcool, pentru că, din păcate, se întâmplă și statisticile uh, UNICEF și Organizației Mondiale a Sănătății arată toate că la noi, la adolescenți, la tineri între 13-15 ani, deja avem consum de alcool, avem adolescenți care fumează. Și asta nu au cum să-mi ajute imunitatea. Poate ne întrebăm, bun, și în perioada asta fac frecvent infecții respiratorii, că de obicei ăsta e contextul, imunitate, infecții respiratorii, ăsta e contextul în care ne gândim la imunitate. De obicei, atunci când copilul este dus pentru prima oară într-o colectivitate, face mai frecvent infecții, că până și așează flora, ca să zic așa, până se adaptează, până organismul lui face cunoștință cu în împrejur. Pe de altă parte, dacă suspectez dacă un părinte ajunge să suspecteze, să vină să-mi spună, eu cred că are o problemă de imunitate, îl întreb ce problemă, dar ce vă face să credeți lucrul ăsta? Și îmi spune că acel copil răcește mai des. Păi, în momentul ăla pentru mine e un semnal de alarmă. Pentru că aceste răceli mai frecvente ascund în spate patologii care trebuie băgate în seamă. Nu-i normal ca un copil să facă recel foarte frecvent indiferent de comunitatea în care ajunge. Să fie clar, poate să aibă urinitate alergică, poate să aibă uh, polipi, cum zicem noi, da, poate să fie astm un copil oricât de mic poate să aibă astm. Pot să fie tot felul, sau pot, pot să fie anumite bolrare care merg, pe care prima uh, întâlnire, primul lucru care te face să uh, te gândești la asta, uh, îs repetarea infecțiilor respiratorii. Am mai vorbit noi despre lucrul ăsta data trecută, când un lucru se repetă, un lucru neplăcut se repetă des, e un semnal clar de alarmă. Acum, nu ne alertăm la primii muci pe care are un copil. Și recomandarea, și profit că sunt aici, recomandarea este. Facem ce am mai făcut altă dată când copilul a avut anul trecut sau a avut doi ani muci sau strănută sau ceva de genul ăsta. Intrăm cu bă, paracetamol, cu picături în nas, nu intrăm cu antibiotic. Majoritatea infecțiilor respiratorii sunt virale, lasă că sunt autolimitate, adică că îi dai, că nu îi dai, ele trec dar ajut foarte mult în momentul în care îi dai paracetamol sau ibuprofen sau alte inflamatori și picături de nas dacă e nevoie Repet, dacă se repetă aceste episoade, este foarte important să fie văzut copilul de un medic. Gândiți-vă că un copil... Eu vorbesc repede că n-am timp să spun tot ce am de spus. Vă las liniștită să vorbiți, să mai întreb și eu ceva, dar mai, mai târziu puțin. Gândiți-vă, de exemplu, că un copil care, are, care face des infecții respiratorii poate să fie pe fondul unei anemii. Adică un copil care face des... Uh, infecții respiratorii sau uh, altceva sau otite are în spate un teren care uh, stimulează care lasă să se întâmple acest lucru și trebuie văzut. Am avut un uh, copil, l-am pierdut, săracul. Am avut un copil care uh, Păi la un moment dat am zis Păi da, stai că prea des copilul ăsta Infecții respiratorii Și am zis, ba nu, te duci la I-am dat trimitere la Grigore Alexandrescu Mai era o leucemie Adică aici dacă aș fi intrat cu Și cu mama imunostimulatoarelor Care sunt pe rafturi Am o problemă uh, Făceam, era degeaba Și cu atât mai mult uh, Prelungeam diagnosticul Revin asupra alimentației da? Uh, nu lucrurile sofisticate rezolvă problema, ci lucrurile de bază, de uh, bun simț, cele cu care zic eu că suntem învățați uh, de acasă, sau majoritatea dintre noi suntem învățați de acasă, cu mâncat de fructe, cu mâncat uh, de legume, uh, dietele uh, unii nutriționale sau care, astea care exclud anumite alimente nu fac bine organismului și dovedit acest lucru. Apoi, dacă ne referim la adolescenți aici sau la adolescente, aici, iară, tu, părinte, trebuie să fii atent totuși ce mănâncă copilul aia. Pentru că le găsești făcând o felul de uh, cure de slăbire uh, documentate pe care, de pe care au aflat temiri pe unde, decât să facă tâmpenie, atunci mai bine, aia hai, e, du la un profesionist, uh, plătești, că uh, nutriționistul e pe bani în România, uh, plătești, dar să fie un lucru făcut științific, dacă într-adevăr are nevoie. Dacă doar li se pare că mai am eu pacient, ce mai trebuie să slăbesc un pic și mă gândesc că dacă mai slăbește un pic, nu o să mai văd când intră în cabinet. Na, aici deja e altă poveste. Dar o astfel de cură de slăbire care te duce către o alimentație dezechilibrată îmi creează contextul de a face infecții respiratorii sau altfel de patologie vorbim despre părinții care spun nu-mi trimit copilul la grădiniță că sigur vine cu vreo viroză. E normal să suflăm și în iaurt sau lăsăm copilul? să... Se... lăsăm copilul, lăsăm copilul să-și să facă imunitatea. Până la urmă, pe măsură ce crește, pe măsură ce le expui, dobândește imunitate, se cum să zic, se întărește imunitatea și se diversifică. Pe de altă parte, repet ceea ce am spus, dacă se repetă des acest lucru, am nevoie de consult medical. Sigur că este bine acum de la vârsta la care el pricepe, dar de când e micuț, trebuie să-l învățăm, să nu mănânce. Deci partea de educație sanitară este extrem de importantă și la noi un pic șchiopătă partea de educație sanitară, în sensul că trebuie să învăț copilul să se spele pe mâini nu s absurdă, nu o să-l învățăm asta pe unul de un an, nu? Dar deja de când poate, dar e vorba de făcându-l să exerseze acest lucru, ca adult va ști ce are de făcut. Că de fapt așa e bine să înveți de când ești mic și să aplici după aia pe tot parcursul vieții. Un lucru simplu. Urmăriți la toaletă, acum nu cred că o să stați la toaletă să vedeți ce se întâmplă, urmăriți câți dintre cei care se duc la toaletă se spală pe mâini înainte să folosească efectiv toaleta. Apoi că se spală pe mâini după. Trebuie să înveți copilul asupra regulilor esențiale de păstrarea sănătății, să, să nu mănânci fără să te fi spălat pe mâini, să nu mănânci după altul, să nu, bei, să nu folosești paharul altuia, să nu folosești periuța de dință altuia, să te speli pe dinți. Sunt reguli esențiale care contribuie la sănătatea copilului și ce învață acum va aplica ca adult. La mine de ani de zile, acesta e sezonul în care începe cura cu uh, cătină, echinacea, propolis, lăptișor de matcă, polen ajută curele de acest fel pentru că din ce povestiți da, înțeleg asta ar putea un proces să facă de parte, de Asta ar putea să facă, este absolut sănătos să facă parte din uh, obiceiurile dumneavoastră de zi cu zi. Nu trebuie neapărat o cură de. Eu, de exemplu, acum nu sunt cel mai bun exemplu eu, dar uh, țin de dimensiuni. Dar, de exemplu, eu folosesc foarte multă miere și folosesc produse apicole și folosesc ceaiuri de plante și mi-drag de ele. Dar aceste lucruri sunt foarte utile, dar nu înlocuiesc măsurile de bază. Asta vreau să transmit. Adică, decât să te duci tu, părinte, și să cumperi, să dai bani pe cine știe ce produse sofisticate. Urmărește ce se întâmplă cu copilul tău. Se joacă în aer liber, uh, face un pic de activitate fizică, mănâncă, are trei mese principale. Ce se întâmplă? Uh, nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune am, am spus asta sau nu. Am avut o situație când la un moment dat o mămic, unei adolescente vine și îmi spune fetița mea nu mănâncă. Nu, mănânc, nu. Bine. Cu prima ocazie, când am fost singură cu fetița, fetița era la liceu deci și am zis, tu, de ce, ce? uite, ești slăbuță, tu de ce nu mănânci? Și îmi zice, pentru că mie îmi place mâncarea gătită și nu am mâncare gătită. Măi, în momentul ăla m-am blocat, că acum eu ce era să zic? Dar mie mi se pare că a avea un copil, de fapt, e cel mai mare dar de la Dumnezeu, pe care ți-l poate face Dumnezeu. În momentul în care îl ai, după părerea mea, ar trebui să devină o prioritate a vieții tale copilul, nu să-l cocoloșești. Nu asta înseamnă să fie prioritate, ci să faci ceea ce e nevoie ca să dezvolți din el un adult sănătos și frumos și echilibrat și un om adevărat. Și mi se pare că pentru o femeie, asta e cea mai mare provocare și de fapt asta poate fi cea mai mare realizare, să vadă că a făcut un om frumos. Cred că în acest context mama mea e mândră în această dimineață, dar și eu sunt mândră de mama mea. Pe de o parte, nu prea, pentru că în acest context e că tine și așa mai departe, la noi în familie mai începea și o cură de vitamine. Vitamine luate din comerț. Cum gestionăm mai situația? Pentru că poate avem un adolescent care nu mănâncă și atunci părintele spune, ok, facem o cură de 30 de zile de vitamine ca să-i stimulăm copilului pofta de mâncare, mit sau adevăr. Vitaminele stimulează într-un fel pofta de mâncare? De în ce măsură după chiar ureche. stimulează? Da, stimulează pofta de mâncare, dar nu știu de ce n-ar mânca și adolescentul ăsta. Că aici, iară, vorbim de obiceiuri mai vechi și știu situații în care copiii într-o familie în care se gătește, mănâncă aproape de toate. Acum, copiii au ei, până la urmă, și noi, ca adulți, avem preferințe, să fim serioși. Da? Dar uh, și într-o altă familie În care nu se gătește Și aia îs uh, uh, calați pe cartofi prăjiți Pe pizza, pizza. Că n-au exercițiu. Acum n-am de ce să-l cer pe copilul ăla Că nu-i nu fan ciorbă Dacă el nu a fost crescut cu ciorbă Aia e Asta cu vitaminele Dar gândiți-vă că până la urmă Vitaminele poți să ți le iei și uh, din fructe Și ceea ce iară este foarte important bine, E să mâncăm fructe de sezon Și fructe autohtone pentru că astea au astea ajunse la maturitate, la coacere aici. Ce luăm de afară, de cele mai multe ori sunt culese înainte de uh, momentul în care ele îs coapte, momentul în care ele au, uh, într-adevăr, compoziția pe care noi credem că ar trebui să o aibă. Cura de vitamine, repet, nu cred că face rău, dar ideea e să nu, să nu credeți că înlocuiește măsurile de bază. Dar uh, trebuie să uh, povestesc un lucru, să spun un lucru. Este absolut esențial, mai ales în anumite zone. Vorbim de uh, profilaxia cu fier la sugar. Da? Deci sunt câteva lucruri. Uh, Profilaxia, administrare de vitamină D la copil și aici vârsta până la care administrăm uh, depinde de situația copilului respectiv. Uh, începe sezonul de toamnă, vorbim deja de vaccinare antigripală. Vă invit pe această cale să revenim asupra acestui subiect. Aș vorbi cu dumneavoastră jumătate de oră, cel puțin, o oră, dacă ne permite. Păi iau punctul. acasă. <laughs> Măcar să facem un schimb de telefoane. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în această dimineață și vă aștept cu drag de fiecare dată. Și mie îmi face foarte mare plăcere și știți asta. Vă mulțumesc vă și să fim sănătoși. Doamne, ajută să fim cu toții sănătoși și iată că încheiem și ziua aici la matinal, dar fiți fără grijă, revenim mâine dimineață de la 9 fix. Mulțumesc pe această cale și Kinga Varga pentru aripile pe care le-am primit astăzi. Să aveți o zi fantastică și în asentiment cu doamna Daciana Toma, vă transmit și eu să fiți sănătoși, să aveți o zi minunată.